De data aceasta, oferta noastră muzeală se raportează la o expoziție temporară cu tema Asistența sanitară la romani în vreme de război, perioada 1916-1918, după care vom avea un simpozion cu mai mulți invitați, în cadrul căruia se vor prezenta teme interesante, credem noi, din partea unor colaboratori mai vechi ai muzeului sau mai noi și de care sper să vă bucurați și să le ascultați cu multă atenție. Pentru început însă aș vrea să mulțumesc domnului director Iulian Gherca, directorul Complexului Muzeal Județean Neamț, pentru că iată deja în decurs de mai puține două luni revine la roman, fiindu-ne alături într-o activitate culturală. Vă rog, domnule director, să luați cuvântul. Mulțumesc frumos! Mă bucur să mă aflu astăzi aici, așa cum ați spus, într-un cadru oficial la un vernisaj și un simpozion. Iată, mai puțin de două luni, este a doua oară și așa cum programul deja este stabilit, probabil și în luna noiembrie, 7 sau 14, fac un anunț în avantpremieră, mai mult o să spună la timpul potrivit doamna care se ocupă cu acel program, doamna Otilia Mircea. Vom reveni pentru lansarea unui nou, să spunem, proiect și să prezentăm roadele unui proiect de educație muzeală de excepție desfășurat aici la Roma și nu numai, cu parteneriate și în alte județe. A fost o scurtă paranteză pentru a sublinia, din punctul meu de vedere, faptul că, iată, romanul, prin muzeele sale și deocamdată doar o parte din ele, încearcă să ocupe și să țină ocupată, să spunem, agenda publică locală cu acțiuni foarte interesante, acțiuni culturale, acțiuni muzeale și acțiuni științifice. Nu este puțin lucru acest fapt și de aceea, de fiecare dată, când se organizează astfel de activități, în limita, sigur, a timpului disponibil, voi fi alături de colegii de la Roma. Este o instituție, Complexul Muzeal Județean Neamț, amplă, care are, să spunem, locații în patru orașe, așa cum bine știți, din județ, însă este o singură unitate. Toți suntem colegi. De aceea, prezentarea și a programului și a activităților și de aceea mă aflu încă o dată în plus, un motiv în plus pentru că mă aflu aici, este aceea de a arăta caracterul unitar al programelor și a abordărilor noastre culturale, științifice. Este un vernisaj, este o expoziție încadrată, cred că aș putea spune, într-o tematică generală a acestui an 2016, când practic se comemorează, se pune în evidență intrarea României în primul război mondial, 100 de ani de la intrarea României în primul război mondial. Acest lucru s-a încercat să fie punctat prin activitățile instituției noastre și la Roma, iată, astăzi aici cu această expoziție și simpozion, Asistența sanitară la Roma în vreme de război. Va avea loc o activitate și la Târgu Neamț și o expoziție, să spunem, centrală, dedicată acestui eveniment, comemorării acestui eveniment, la Piatra Neamț în perioada următoare, cu vernisajul pe 4 noiembrie. Deci, iată, practic, o activitate astăzi la care participați și participăm, înscrisă într-un calendar mai amplu, care își propune și încearcă să marcheze un moment de maximă importanță din istoria națională. După cum bine știți, în urma primului război mondial, practic, s-a realizat ulterior cel mai mare deziderat și vis al națiunii române, aceea de a realiza România Mare. Ce aș putea să spun? Apreciez foarte mult structura acțiunilor care s-au desfășurat și aici la Roma și în general în cadrul instituției, aceea de a avea un vernisaj și o parte dedicată strict activității muzeale, prin care publicul larg poate interacționa în mod direct și concret cu anumite exponate, cât și încercarea de a avea o abordare științifică prin participarea la simpozioane dedicate evenimentelor respective.
Îmi permit să spicuiesc un picuț, dacă doamna îmi permite, să numesc practic ceea ce se va desfășura în cadrul simpozionului. Vedem că sunt colegi care, atât de la Roman, de la Piatra, de la Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Piatra Neamț, ceea ce marchează faptul că mai multe instituții, mai mulți colegi din mai multe instituții încearcă să prezinte într-o manieră științifică acest eveniment. Aș spune totuși, pentru că nu sunt multe, este vorba de doamna Cristina Dutnariu, să spunem între ghilimele vinovata pentru care noi astăzi, motivul pentru care noi astăzi ne-am adunat aici, este cea care a gândit și pus în practică această expoziție și simpozionul de astăzi și dumneavoastră va avea o intervenție privind mărturii din colecțiile Muzeului de Istorie Roman, privind asistența sanitară la Roman în timpul primului război mondial. De asemenea, colega noastră de la Piatra Neamț, doamna Cristina Mihaela Verzea, doamna doctor Cristina Mihaela Verzea, privind activitatea și cred că este un fel de medalion al locotenentului Petru Pecotcu, biografia unui erou. De asemenea, doamna profesor de la Colegiul Tehnic Petru Poni, Monica Pescaru, cu aspecte privind activitatea Crucii Roșii, filială din Roman, practic șeful serviciului, directorul Direcției Județene Neamț Arhivelor Naționale, domnul Dan Pavel, cu spitale militare din județul Neamț în primul război mondial, apoi pe zona de istorie militară, domnul Sorin Grumuș, da? Cu serviciul sanitar al diviziei 7 infanterie și nu în ultimul rând, domnul doctor Dan Gabriel Arvătescu, președintele Societății de Istoria Medicinei și Farmaciei, care practic, cred că de fiecare dată, la fiecare eveniment, este alături de noi. Vreau să le mulțumesc în mod public, încă o dată, tuturor participanților și să asigur publicul larg și toți colegii mei că atâta timp cât astfel de acțiuni vor avea în ceea ce mă privește, voi încerca să particip cu mare drag la aceste activități. Vreau să mulțumesc tuturor partenerilor, îndeosebi Consiliului Județean Neamț și Primăriei Roman, care de asemenea am observat că nu există activitate care să nu fie alături de noi în desfășurarea unor activități importante privind cultura, istoria, atât a Romanului, cât și a județului Neamț. Mulțumesc tuturor și sper să fie o întâlnire. Mulțumim foarte mult domnului director, nu numai pentru că este astăzi aici prezent, o dovadă de curtoazie și interes față de temele istoriei noastre și față de munca pe care o desfășurăm în această instituție, dar și pentru sprijinul acordat în organizarea acestei manifestări. Acum trebuie să recunoaștem, după o perioadă îndelungată, este primul sprijin concret real venit din partea conducerii instituției și pentru acest lucru vă mulțumim. Așa cum și dumneavoastră ați spus, Primăria Municipiului Roman a fost tot timpul alături de noi și din acest motiv, pentru că domnul primar, iată, încă nu a ajuns la această manifestare, fiind momentan reținut într-o ședință de Consiliul Local, dar sperăm să ajungă măcar la partea a doua, la simpozion, îl rog pe delegatul dumnealui, e vorba de purtătorul de cuvânt, domnul Constantin Cudal, să ne transmită mesajul domnului primar de Oran. Bună ziua, tuturor! Mă bucur să aflu că pentru Complexul Județean Muzeal Romanul are oameni care produc documente și manifestări. Vă mulțumesc și eu pentru prezență și mesaj și pentru sprijin, ca întotdeauna. Și vă rog să-mi permiteți să spun câteva cuvinte ca preambul la prezentarea acestei expoziții, mai ales că în sală sunt medici, sunt medici care au fost în decursul timpului colaboratori
ai acestei instituții, prin Societatea de Istoria Medicinei și Farmaciei, nu cel din urmă colaborator al acestei manifestări, ci dimpotrivă, poate cel din tâi, în contextul în care muzeul nostru n-ar fi putut realiza o astfel de expoziție cu tematică specifică legată de Primul Război Mondial, dar de asistența sanitară, dacă n-ar fi existat donația din 2010 a acestei societăți și dacă ulterior nu s-ar fi adăugat alte donații venite să completeze colecția de istorie a medicinei și farmaciei din Roma. Și aici trebuie să-i mulțumesc domnului doctor Chereji, aici de față, din păcate prea în spatele sării, cu care am colaborat an de-a rândul și dacă stau să mă gândesc bine, unul din cei care a susținut cu foarte multă fermitate această donație, alături de domnul doctor Cozărescu. De asemenea, trebuie să-i mulțumesc doamnei farmacist Magdalena Vădânii, care, chiar dacă nu este astăzi aici în sală, ne-a ajutat foarte mult în repetate rânduri, și, de asemenea, domnului doctor Arvătescu, care ne-a susținut din multe puncte de vedere, și multor alți medici cu care am colaborat. De asemenea, trebuie să spun că fiul doctorului Cozărescu, Radu Cozărescu, compozitorul și dirijorul Radu Cozărescu, a fost cel care ne-a întregit o bună parte a acestei colecții, în momentul în care a donat arhiva personală a doctorului tot acestei instituții. Deci, practic, una fără alta, cele două donații, nu ne-am fi putut manifesta așa cum suntem astăzi, plenar, pentru că cele două se completează foarte bine. De asemenea, avem și alți colaboratori și trebuie să menționez aici pe domnul doctor Florin Pavelescu, tot în spatele sării, dar o să-l aducem în față imediat, cel care ne-a completat expoziția de față cu peste 50 de materiale, marea majoritate obiecte de uz medical, chirurgical, dar și medalii, brevet, cărți poștale legate de ce a însemnat Primul Război Mondial și asistența sanitară la romani. Este practic a doua colaborare pe care o facem cu domnul doctor Pavelescu, dar este mai bună, mai cuprinzătoare decât prima și ne dorim să continuăm această relație măcar la fel de bine ca și până acum, dacă nu mai bine. Ei bine, a trebuit să nominalizez pe foarte mulți din cei prezenți în această sală pentru sprijinul pe care l-au acordat în a dirija lucrurile într-o anumită manieră, către o anumită direcție de cercetare. Și am să fac acest lucru pe parcursul prezentării expoziției. Așa cum am gândit, expunerea noastră, holul de acces face o introducere în temă, în problematica de război, pentru că în hol se regăsesc reproduceri fotografice după două albume. Primul album este cel pe care îl vedeți în vitrina numărul 6 și care provine din patrimoniul Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra Neamț, pus la dispoziția noastră de către colega doamna Mihaela Cristina Versa. Iar în celelalte două vitrine sunt reproduceri după al doilea album, de mai mici dimensiuni, pentru că au fost scoase mai multe fascicule, noi avem unul dintre ele, provenit din colecția particulară dr. Epifanie Cozărescu. Pentru că aceste exponate nu puteau fi arătate publicului în toată frumusețea lor, am preferat să facem acele reproduceri și să le prezentăm în preambulul expoziției noastre. Este o bună introducere în atmosfera epocii și dacă ne uităm în jur, cred că multe din exponate fac același lucru. Fie că este vorba de portretele unor medici care au activat în roman, și mă refer aici la doctorul Mauriciu Riegler, la Constantin Mărzescu, la doctorul Leon Henic, de asemenea, doctorul Moise Enescu, Nicolae Chinez, Nicolae Țurcanović sau doctorul Oreste Reiu. Este vorba de
secvențe asupra vieții și activității unor personalități de mare adâncime, de mare profunzime ale vieții romanului și nu numai, unii dintre ei fiind cunoscuți la nivel național și recunoscuți. E bine, alături de aceste portrete se regăsesc scene legate fie de asistența medicală propriu-zisă, fie fotografii de grup în care se găsesc reunite colectivele spitalelor care au funcționat în Roma în cadrul, în timpul primului război mondial. Și cele mai multe sunt de la Spitalul Chirurgical 242, cel care a funcționat în incinta Spitalului Precista Mare și a fost condus de doctorul Constantin Mârsescu. Le regăsiți în vitrina 1, în vitrina 2, două secvențe, de asemenea în vitrina din spatele meu, vitrina numărul 4. De asemenea, mai sunt câteva fotografii, dintre care aș face trimitere la aceasta de aici, în vitrina 4, care se leagă de misiunile străine. E vorba de misiunile medicale conduse de medicii francezi, în cazul de față doctorul Kier. În vitrina cealaltă avem misiunile engleză și britanică și americană. E vorba de Duncan Fitzwilliams și cel american Kirkpatrick. Este al doilea din stânga. O fotografie prelucrată, pentru că ea era de mici dimensiuni și destul de neclară. E bine, sunt doar câteva mărturii care se raportează la figurile unor personalități și la activitatea lor. În vitrine, etalate pe suport de carton, regăsiți câteva documente. Sunt în număr de 18, sunt marea majoritate certificate de confirmare a decesului, în care avem informații atât despre cel care fusese tratat în momentul internării în spital, despre originea sa, despre apartenența la unitatea militară, dacă era cazul, de asemenea despre diagnosticul ce a fost pus și eventual cauza decesului, după cum pe fiecare document se regăsește semnătura medicului verificator sau medicului șef al spitalului respectiv. De asemenea, doar două foi de observație clinică în expoziție, dar trebuie să vă spun că în sala de alături avem câteva materiale în completare. Nu am stricat expoziția cu Zărescu pentru că nu și-a avea rostul. Cele două expoziții fac parte din același circuit de vizitare. E vorba de acele foi de observație în care am constatat cu oarecare surprindere că dincolo de tratamentul făcut pacientului sau intervenția chirurgicală la care a fost supus, medicul făcea și trimitere la contextul în care respectivul căpătase o rană anume. E vorba de locul, data în care soldatul fusese rănit. O foarte mare atenție a medicului, poate o putem numi partea anamnezei, da? Ceea ce se face în ziua de astăzi. Dar sunt informații pe care noi le putem folosi foarte bine în munca de cercetare. Tot în aceste vitrine găsiți în vitrina 1, în vitrina 2, câteva materiale provenind de la participanți la primul război mondial, participanți la asistența medicală. E vorba de medicul Buicliu, aici în vitrina 2, capătul din dreapta. E vorba de o scrisoare adresată domnului dr. Cozărescu, în care povestește din amintirile sale din perioada războiului, pe atunci el fiind proaspăt absolvent de liceu, intenționa să urmeze medicina, a și făcut acest lucru și a ajuns medic pediatru la București. Insistând asupra colaborării sale cu doctorul Mărzescu. În aceeași direcție merge un manuscris de amintiri, scris în anii 50-60, în vitrina 1, are vreo 9 pagini, două le puteți citi și dumneavoastră, în care un alt tânăr entuziast
tânăr entuziast în perioada primului război mondial, pentru că în momentul redactării amintirilor avea deja o anumită vârstă. Privește retroactiv evenimentele în care a fost implicat și având, să spunem, mai multe informații sau colaborând cu mai mulți medici, nu doar cu doctorul Măzescu, acoperă o mai bună parte din ceea ce a însemnat asistența sanitară în epocă. Doctorul Nazarie, pentru că și acest participant a ajuns medic ulterior, era pe atunci student medicinist, a lucrat în special cu medicii din misiunea Crucii Roșii franceze și dă detalii destul de interesante asupra acestui subiect. Și la fel mai avem două însemnări, provenind din două surse diferite, două foste tinere voluntare de Cruce Roșie de la Roma. Deci, atunci un material pe care l-am descoperit în arhiva personală a doctorului Epifanie Pozărescu și care a fost doar parțial folosit de dumnealui în ceea ce a redactat drept capitol separat în monografia Spitalului Precista Mare vis-a-vis de asistența medicală în primul război mondial. La fel, mai avem câteva documente, dar poate o să reușesc să vi le prezint în a doua parte a activității, unele dintre ele chiar interesante și care suscită și oarece discuții vis-a-vis de recomandările medicale în epocă. Deși eu nu sunt medic, dar m-am interesat măcar la doi medici vis-a-vis de acest subiect. Nu în ultimă instanță, vitrina numărul 7 se raportează la ceea ce a însemnat asistența sanitară în orașul roman și în fostul județ al Romanului. Figurile de medici expuse acolo sunt de fapt Nicolae Chinez, medicul primar al orașului roman, doctorul Moise Enescu era medicul primar al județului roman, un tânăr entuziast și iată că l-avem aici pe nepotul doctorului Moise Enescu, domnul inginer Dan Enescu, care e de la Bacău, o surpriză foarte plăcută, vă mulțumesc că ați venit. Și în aceeași vitrină avem portretul doctorului Țurcanovici, la rândul lui fost medic primar al orașului roman, fost prefect, și un medic de circumscripție rurală Oresteleiul. În egală măsură, în aceeași vitrină am așezat un tratat de igienă publică scris de doctorul Iacob Felix și care a stat la baza atât a pregătirii medicilor, cât și a unei informări generale, pentru că, să știți, presa vremii reușea să extragă din acest gen de materiale informații necesare pentru a-și contura anumite articole, nu notițe informative, acele erau mai succinte. Și, de asemenea, trei broșuri din 1916, 1917 și 1918, reprezentând, de fapt, rapoartele prefectului pe anul respectiv, în care, în fiecare dintre ele, se regăsește câte un capitol separat dedicat serviciului sanitar. Informații care erau date de prefect în urma întocmirii unui raport de către medicul primar al județului, care la rândul său primea raportări și informări de la medicii primari de oraș, respectiv medicii de circumscripție. În acest fel poate face măcar o trimitere la ceea ce a însemnat o anumită pregătire informativă, educativă, dacă vreți, a populației, în condițiile în care războiul nu presupunea doar o rană de glonț sau o plagă tăiată, ci războiul a însemnat și foarte multe cazuri de boli contagioase. Și știm acest lucru, e vorba de febră, e vorba de tifosul exantematic, da? Și chiar avem între documente informații legate de tineri recrutați, dar care n-au mai apucat să lupte efectiv pe front, fiind răpuși înainte de o boală contagioasă. Deci, atât destinul tragic al unor oameni, dar și munca deosebită, dăruirea, profesionalismul și
entuziasmul extraordinar al unei categorii profesionale extrem de ancorate în realitate, bună cunoscătoare a societății românești, a caracterului oamenilor, a nevoilor țării la ora respectivă, și care și-au făcut datoria până la capăt asupra acestei probleme. Eu sper că prezentarea a fost destul de inteligibilă pentru dumneavoastră. N-aș vrea să închei fără a ruga pe domnul doctor Pavelescu să ne spune câteva cuvinte și despre colecția dumnealui de obiecte cu specific medical, din care avem cam în fiecare lucrină expuse câte ceva. Mai ales că domnul doctor Pavelescu, în urma acestei colabore, ne-a făcut și o donație. O donație a unei truse de greutăți și mai multe și altele. O trusă de greutăți pentru cântar de farmacie și de asemenea un instrument medical, pentru care vă mulțumim. Da. Văd aici cunoștințe, văd prieteni, văd pacienți. De aceea voi vorbi direct și scurt, așa cum aș vorbi cu fiecare în cabinetul meu. E o plăcere să mă aflu din nou aici. Este o expoziție cuprinzătoare, convingătoare, din câte observați, formată din două părți. O parte proprie a muzeului și a centrului muzeal, arhivată meticulos, așa cum ne-am obișnuit. Și o parte proprie a colecției mele particulare de instrumente medicale și de cărți, dobândită în mare măsură prin ani întregi de căutare, 20 de ani de hobby de căutare a acestor instrumente vechi și o altă parte moștenită de la generațiile anterioare de medici, de colecționari din familia mea. Ce pot să vă spun este că fac parte dintr-un cerc exclusivist de colecționari de piese medicale. Clubul nostru din țară numără în jur de 12 oameni, marea parte peste Carpați, din păcate. Suntem puțini cei care apreciem asemenea obiecte, care au o viață lor și care, prin aportul lor în logistica medicală a războiului, au căpătat și o anumită contagiune de emoție, de speranță, de dezamăgire, pe care medicul cu care a lucrat cu aceste obiecte și pacientul lui, cu siguranță, au avut o amprentă clară asupra lor. Se poate vedea că sunt din diferite ramuri medicale, în principal medicina dentară, cea care mă interesează pe mine în primul rând, dar și din alte ramuri, așa cum vă spuneam, pentru că multe dintre ele au fost lăsate și abandonate. Am avut și norocul acesta să fac parte dintr-o categorie de oameni care mi-au indicat niște locuri. Unul din ele, o să râdeți, este chiar și târgul de la vechituri de duminică dimineață. Și acolo sunt o mulțime de oameni care le văd cu bani puțin pentru că ei nu știu ce reprezintă acele lucruri. Din fericire pentru mine, încă o dată vă spun. Toată această colecție este expusă la cabinetul meu din centru, la Florodent. O puteți vedea și după ce se închid inevitabil porțile acestei expoziții. Și în altă ordine de idee, aș vrea ca ultimă precizare să mulțumesc în mod deosebit familiei Butnariu pentru energia deosebită pe care a arătat-o în această expoziție. Eu știu că și altele au fost la fel, dar în această expoziție nu știu dacă au plecat vreodată acasă. Eu îi știu în fiecare zi aici și le mulțumesc foarte mult pentru ajutorul pe care mi l-au dat și mie în a-mi promova aceste piese. Asta e tot. Foarte, foarte mult pentru gestul pe care l-ați făcut arătând aceste piese în cadrul muzeului nostru și sper ca această colaborare noastră să fie una de lungă durată. De asemenea, trebuie să spun că și eu am fost absolut impresionată de unele din piesele pe care le-ați adus. Unele mi-au ridicat niște semne de întrebare și de aceea v-am solicitat poate mai mult decât era cazul pentru lămuriri suplimentare, așa cum am deranjat și pe domnul doctor Chiereji. Deci iată că, până la urmă, reușim să punem cap la cap informațiile astfel încât să iasă ceva inteligibil de dat publicului. Dintre piesele de rezistență pe care le-ați adus, aș vrea să semnalez una pe care deocamdată am ascuns-o. Adică, pentru acest eveniment, pentru că sala este plină cu scaune, vasă și invitați, am ascuns undeva într-un loc sigur ca să nu se întâmple ceva, Doamne ferește. E vorba de o freză acționată
mecanic, da, și care este de proveniență austriacă, din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Într-adevăr, impresionant instrumentul și cred că o să aibă un succes, cel puțin la publicul tânăr, fabulos. Mai sunt și altele și le-am apreciat atât pentru criteriul vechimii, cât și pentru raritatea lor și pentru funcționalitate, că unele chiar ne ridicau semne de întrebare. În felul acesta mai învățăm și noi câte ceva despre medicină și pentru că numim obiectele, începem să nu ne mai temem de ele. Sau cel puțin așa sperăm. Mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru că ați venit, dar vreau să vă rog să rămâneți și în cea de-a doua parte a activității noastre, pentru că o să fie mai densă, mai concentrată, cu o informație oferită în premieră publicului Rămașcan, parte din munca noastră de cercetare. Deci după o pauză de 5 minute revenim. Înainte de a începe, aș vrea să mulțumesc și celor care au contribuit individual, au sprijinit material întâlnirea noastră de astăzi, pentru ca ea să fie și una plăcută, nu doar instructivă. În primul rând, domnului doctor Florin Pavelescu, părintelui Pavel Chelaru, de la Biserica Sfânta Tereza, domnului farmacist Magdalena Avădănii, nu în ultimul rând, domnului doctor Dan Arvătescu. Datorită lor am putut să facem această expoziție în maniera în care o vedeți și aș începe prin a spune că documentele pe care le vedeți dumneavoastră în vitrină sunt copii, pentru că documentele originale erau într-o stare de conservare destul de problematică, fiind nu doar uzate de manevrarea lor în decursul timpului sau de condițiile de climat în care au fost păstrate și știm ce s-a întâmplat în Muzeul Spitalului Precista Mare, ci și de faptul că hârtia suport pe care au fost tocmite era una de slabă calitate. Deci orice modalitate de etalare aș fi folosit, acele documente erau în pericol. Mai mult decât atât, unele dintre ele, dacă unele foi de observații sau certificate sunt scrise doar față, unele dintre ele sunt față verso. Această modalitate ne-a permis etalarea documentului integral. Deci ce vedeți aici în vitrină sau în vitrina 7, două documente asociate cu o singură etichetă, sunt de fapt cele două părți ale documentului față verso. Astfel încât orice privitor, chiar neasistat de muzeograf, poate regăsi informația integrală. Ei, pentru acest lucru, evident că a fost depusă o muncă destul de complicată, documentele au trebuit să fie scanate. La fel s-a întâmplat și cu fotografiile, multe dintre ele provenind din colecția particulară a doctorului Epifanie Cozărescu, au trebuit să fie mărite. Ele erau de mici dimensiuni, mai mult decât atât. Unele dintre ele aveau nu neapărat scris pe spatele fotografiei, ci foaie atașată sau lipite în cadrul unui album istoric, așa l-a numit dumnealui, un album istoric în care reconstituie de la înființarea primului așezământ spitalicesc tot ce a însemnat istoricul asistenței sanitare în fostul județ al Românului, în imagini. E bine, neputând scoate acele fotografii, pentru că erau unele chiar lipite pe foaia albumului, am apelat la această modalitate de a le scana, de a le mări și de a le prezenta dumneavoastră în așa fel încât să fie foarte vizibile. Lucru foarte util, mai ales atunci când avem fotografii de grup. Și aici aș vrea să semnalez un mare merit al domnului doctor Cozărescu, acela de a fi luat legătura cu cei care au participat la evenimente, cu medicii, cu urmașii lor. Spre exemplu, am găsit corespondența între domnul doctor Cozărescu și ginerele, respectiv nepotul doctorului Constantin Mărzescu, cei care vin cu anumite precizări biografice despre viața și activitatea
doctorului Mărzescu și nu numai. E vorba și de soția doctorului Mărzescu, Ana sau Nineta, cum îi spuneau apropiații Mărzescu, care a activat în regim de voluntariat în cazul Crucii Roșii filiala Roman. Ei bine, din aceste mărturii am aflat numele unor oameni care altminteri ar fi rămas necunoscute. Da? Un cercetător găsește o fotografie, citește un document de arhivă, dar astfel de informații provenite din familiile sau de la martorii direct se pierd de obicei. Ori, marele merit al domnului dr. Cozărescu este că timp de mai bine de 5 decenii a făcut o muncă senzațională din acest punct de vedere, reconstituind aproape până la cel mai umil, să spunem, slujbaș, da? Activitatea în aceste spitale militare din România și nu numai. De asemenea, spuneam că sunt aceste semnări din amintiri din perioada războiului, pe baza cărora domnul dr. Cozărescu a reușit să facă un material extraordinar de coerent, dar și de plăcut lecturii oricărui cititor, fie el specializat, deci medic, fie profan, venind din afara meseriei. Așa cum se vede foarte clar din monografie, prima parte, aceea care se datorează dumnealui, are un discurs foarte bun. Și această coerență este dată de suportul de informație provenit din amintirile celor care au activat la Roman în decursul timpului, în cazul nostru, cei din perioada Primului Război Mondial. Și este, deci între materialele care se regăsesc în patrimoniul nostru, avem mult mai multe însemnări de acest gen sau scrisori adresate doctorului Cozărescu în perioada în care dumnealui făcea pregătiri pentru redactarea monografiei Spitalului Precista Mare. Din păcate, trebuie să spun acest lucru, cea mai mare pierdere a acestei colecții poate o reprezintă colecția de medalii primite de personalul medical, personalul sanitar și din perioada Primului Război Mondial. Unii dintre dumneavoastră, sau poate mare majoritate, știți, ele au dispărut, s-au pierdut în urma unor spargeri repetate date la Muzeul Spitalului pe când el funcționa în incinta Spitalului Vechi, așa cum îl cunoaștem noi. Deci, practic, n-am găsit absolut nicio medalie, niciun brevet, nimic. Din acest punct de vedere, este o foarte mare pierdere. Însă, avem informația cât de teoretică, pentru că domnul dr. Cozărescu a avut și bun obicei de a ține o evidență destul de strictă a materialelor pe care le înregistra în cadrul colecției. Și era o muncă aproape de muzeograf, adică numirea obiectului, o descriere sumară, și, de asemenea, proveniența, deci de la cine anume preluase piesa respectivă. Deci știm că au existat, știm care dintre medici a primit ce medalie anume sau care dintre asistente, dar, din păcate, medaliile ca atare nu mai sunt, nu au putut fi recuperate. Deci acesta ar fi un minus important al acestui subiect. Mărturii directe sau colaterale vis-a-vis de acest subiect sunt destul de numeroase. Dar aș vrea să-mi scurtez eu discursul pentru a-l ruga pe... Și aici sper să nu mă refuze. E vorba de nepotul domnului dr. Moise Enescu să ne spună câteva cuvinte. Nu vreau să o fac eu. Îmi rezerv acest lucru pentru anul viitor, când pregătim împreună un cologriu sau un simpozion care va avea în centru pe dr. Moise Enescu, să ne spună în viziunea dumnealui de ce a reprezentat Moise Enescu atât de mult pentru român și pentru județul român. Bună ziua! M-a surprins, doamna, cu invitația de a vă adresa câteva cuvinte.
Eu sunt impresionat de fiecare dată când vin aici, pentru că este o activitate care, într-adevăr, este o activitate grea. Să tot ai expoziții, au beneficiat de donații și au o expoziție foarte frumoasă, se schimbă tot timpul. Văd muzeul și sunt exponate care sunt scoase la iveală și presupun că colaborează și cu arhivele de la Neamț și tot timpul au informații ample și multe. Acum, ca să revin să spun, bunicul meu, dr. Moise Enescu, a avut o activitate importantă din punctul meu de vedere, pentru că a fost printre puținii medici primari care a desfășurat o activitate de cercetare. Au fost niște cercetări referitoare la alimentație, la alimentația țăranului român, împreună cu doctorul Avram Radenski, și niște studii referitoare la starea socială și economică a țăranului referitoare la starea sanitară. Și studiile acestea le-au făcut oricum în premieră, cel puțin studiul referitor la starea economică și starea sanitară a țăranului român. Prima au început să fie studii făcute și de Institutul domnului Gusti și au fost mult mai detaliate și doctorul D.C. Georgescu și mai mulți au făcut studii mai ample, în fine. La nivel național, aici s-au făcut pe un nivelul județului, cu toate că postul nu e solicitat astfel de studii, astfel de efort. Mult efort la a fost și cu aportul propriu financiar, pentru că serviciul sanitar nu avea suficient buget ca să facă el studii, s-a făcut pe banii bunicului meu, adică și a avut un aport financiar personal, în afară de nivelul științific la care au dus aceste lucrări. Aceste lucrări au fost citate inclusiv în ultimul timp de către profesorul Mincu, de care cred că toată lumea știe de aici. În 2000 a apărut o lucrare Universalitatea Alimentației, în 1993 a apărut lucrarea Impactul om alimentație, tot e citat, în 1978 este citat prin alimentația omului sănătos, are o scurtă istoria alimentației în România și tratată și perioada intermedică. Și profesor Gonța l-a menționat, și Bologa de la Cluj, Gonța fiind la București. Deci a fost apreciată activitatea lui, a scris în publicații naționale și oficiale ale Ministerului Sănătății atunci, a reprezentat România la Congresul Societății Britanice Royal Sanitary Institute în 1926 cu ocazia jubileului societății, 50 de ani de la înființare, a fost membru acestui institut, a făcut specializare în Marea Britanie, adică în Imperiul Britanic, cum era atunci, timp de aproape 2 ani, înainte de acest, între 1924-1926. A scris comparativ despre sistemul sanitar din Imperiul Britanic cu sistemul sanitar românesc, cu sistemul sanitar francezesc, cu sistemul sanitar elvețian, ungar, iugoslav, german. Și sunt aceste studii, aceste comunicări publicate în publicațiile oficiale ale Ministerului Sănătății de la acea vreme, adică în Sănătatea Publică, de exemplu, sau în analele Ministerului Sănătății și Ocrotirilor Sociale. Și pe urmă a apărut o revistă sub redacția și direcțiunea domnului dr. Gheorghe Banu, revista de igienă socială, care a publicat constant. O lucrare care este deja expusă aici, este pentru ce
nu avem o stare sanitară bună, în care face o istorie a stării sănătății și a evoluției țăranului român, a mentalității lui. Și ca să fie mai bine înțeles de legiuitor când fac o lege, ca să prindă și să nu fie împotrivirea populației și să poată să fie utilă până la urmă o lege. Că dacă e făcută și nu se potrivește cu specificul, nu poate fi aplicată. Și atunci sunt o groază de probleme care se nasc între oficialități, cum sunt, era el ca medic și trebuia să se conformeze unei politici sanitare, să respecte niște canoane, și opoziția cetățeanului care zicea, nu are nicio treabă, ci am nevoie cu ce vor ei. Și atunci nu se leagă nimic. Da, m-a scos de surprindere. Eu vă mulțumesc că mi-ați dat această ocazie și felicitări pentru ce ați... Eu n-am, ca știu de manifestarea dumneavoastră, cu două zile mă pe zi. Mă că n-am vrut să vă spun de ce. Nu. Pentru că în această expoziție am așezat o singură fotografie, da, fără alt document, fără o altă trimitere. Am așezat doar în centrul vitrinei, pentru că în jurul personalității lui Moise Enescu s-a concentrat întreaga activitate sanitară pentru o perioadă foarte îndelungată de timp, din 1915 până în 39, când s-a pensionat. 24 de ani. Și mai mult decât atât, pentru a face cumva o pledoarie și a atrage atenția colegilor veniți la Piatra Neamț, iată că pentru anul viitor vrem să propunem o altă activitate, poate nu o expoziție, dar categoric un colocviu sau un simpozion în care să ne aplicăm asupra acestei teme. Este o figură care merită mai multă atenție din partea noastră. Mulțumim domnului... Și eu vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc pentru că timp de mai bine de jumătate de an mi-ați pus la dispoziție și materiale pe care noi nu le aveam în patrimoniul muzeului nostru pentru a ne familiariza cu ce a însemnat opera științifică a doctorului Moise Enescu. Și de fiecare dată când discutăm telefonic sau direct, ne certăm asupra temei a făcut sau n-a făcut cercetare de teren doctorul Moise Enescu. Deci face parte din acea categorie a medicilor foarte implicați, foarte atenți la realitățile societății, un bun cunoscător al vieții comunităților rurale, dar nu numai, și care mai mult avea puterea de a sintetiza, de a extrage, de a propune, aproape că nu există material în care să nu vină și cu propuneri de ameliorare a situației existente, legislativ sau faptic. Deci iată că doar în jurul unei fotografii din această sală putem vorbi mult și bine. Sper din toată inima să facem acest lucru în primăvara anului 2017. De ce nu și cu ajutorul colegilor de la Piatra Neamț și altor colaboratori. Vă mulțumesc încă o dată, domnule Enescu.